Foarte mulți credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în Biserica Schitului Nicolinț. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ne-am bucurat astăzi foarte mult că obștea monahală ne-a primit cu multă deschidere și alături de obștea monahală au fost credincioșii fideli care frecventează acest așezământ monahal în fiecare duminică și sărbătoare. Aproape toată biserica astăzi, și obștea monahală și obștea credincioșilor, s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. L-am cinstit astăzi și pe Sfântul Grigorie Palama, un sfânt important din perioada bizantină, perioada neopatristică, cel care a sistematizat și a sintetizat doctrina isihastă și care ne-a învățat că mintea trebuie să pogoare în inimă și neîncetat, să spunem, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat, să spunem și noi neîncetat, împreună cu părinții isihaști, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tihna acestei minunate zile și pentru prezența în mijlocul nostru a Preasfințitului nostru, Lucian, și nădăjduim ca zilele postului celui mare care au mai rămas să ne aducă folos și roade vrednice de mântuire. Cum a strâns ziua de astăzi? A fost o zi foarte frumoasă, duhovnicească. Mulțumim Domnului că am fost prezenți la această sfântă liturghie. Ne-am împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului și maicile sunt minunate, frecventăm această mănăstire. Mulțumim părintelui nostru duhovnic, părintele Celestin, pentru că ne poartă în rugăciune. Venim în fiecare duminică, suntem apropiați, ne place foarte mult. Avem un an și jumătate de când venim regulat la această mănăstire din Nicolinț. Sfințit în data de 25 octombrie 2009, Schitul Nicolinț aparține de Mănăstirea Călugăra și are hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir.